Ori de câte ori predicăm cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, o facem în virtutea unei responsabilități pe care am primit-o de la Dumnezeu din ceruri. Și Apostolul Pavel spunea că e așa de serioasă responsabilitatea asta, încât cel puțin în dreptul lui zicea, vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Numai că atunci când predicăm Evanghelia, așa cum facem de regulă când venim în locul acesta, cineva aude Evanghelia predicată. Uneori sunt mai mulți, alteori sunt mai puțini. Și, dragii mei, întrebarea este ce se întâmplă cu ceea ce auzim noi din Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Știți că ori de câte ori auzim predicarea cuvântului lui Dumnezeu sau vorbirea lui Dumnezeu, dacă vreți, citind în cuvântul lui Dumnezeu, această auzire ne responsabilizează. Ne responsabilizează în sensul că trebuie să facem ceea ce Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură. Ceea ce Dumnezeu așează înaintea noastră. Și atât de tare ne responsabilizează cuvântul acesta lui Dumnezeu să facem, încât într-o zi nu o să avem nicio scuză să zicem n-am știut. Pentru că Dumnezeu din cer Aduce înaintea noastră informația de care noi avem nevoie. Trebuie să o credem și apoi să o punem în practică. Mă rog, Domnului Dumnezeu, să ne binecuvinteze, să știm să înțelegem că nu suntem doar niște ascultători pasivi. Venim în locul acesta să ascultăm ceva plăcut și dacă ceva nu ne place, să ieșim să plecăm acasă. Ne responsabilizează în fața lui Dumnezeu să facem ceea ce Dumnezeu pune înaintea noastră. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Frați surori, nu știu dacă este în locul acesta vreunul dintre dumneavoastră care să fi stat vreodată în viață să se analizeze, să-și pună întrebarea cum am ajuns eu în această comunitate de oameni. v a spus întrebarea asta vreodată? Poate că ar fi mai multe răspunsuri. Nu mă refer neapărat în comunitatea asta locală de aici. Pentru că dacă m-ați întrebat pe mine, aș ști ce să vă răspund, cum am venit într-o biserică, în biserica asta. Da? Cum am ajuns din oameni din lumea asta, fără Dumnezeu, trăind după capul nostru, după mintea noastră, cum am ajuns în comunitatea unor oameni care se cheamă Biserica lui Dumnezeu, oameni mântuiți, cum am ajuns acolo? S-ar putea ca unii să zică că am ajuns printr-o tradiție de familie. M-am născut într-o familie de creștini evanghelici pentecostali, am ajuns la o anumită vârstă când știam că trebuie să te botezi și m-am botezat și am intrat în biserică. Dar, dragii mei, prezența noastră în comunitatea oamenilor mântuiți ai lui Dumnezeu se face ca răspuns la o chemare a lui Dumnezeu care poate veni printr-o predicare, poate veni printr-o mărturie pe care cineva a depus-o, prin mesajul unei cântări care a străpuns inima noastră cu cuvântul care îl, menținea, care îl conținea cântarea aceea, Dumnezeu cumva ne-a vorbit, Dumnezeu cumva ne-a chemat, dragii mei. Chemarea aceasta este una personală. Chiar dacă nu este supranaturală, cum se spunea ceva mai înainte, Într-un mod mai obișnuit, printr-o predică mai obișnuită. E personală? Știi că ți se adresează undeva înăuntrul tău, undeva la nivelul minții tale. Știi că Dumnezeu vorbește cu tine, Dumnezeu pe tine te cheamă. Chiar dacă nu strigă numele. Cum a zis Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Sau cum i s-a adresat uh, Domnul Iisus Hristos uh, lui Petru, sau lui Iacov, sau lui Ioan, sau lui Andrei. Dar știi Că Dumnezeu vorbește cu tine. Este o chemare personală. Este o chemare care te provoacă. Te provoacă să faci schimbări în viață. Spun asta pentru că sunt în textul acesta câteva nume de oameni care au ajuns în această comunitate a ucenicilor Domnului pentru că Domnul le-a făcut o chemare. Veniți după mine! Și Petru, și Andrei, și Iacu, și Ioan au lăsat barca, au lăsat corabia, au lăsat mrejele, au lăsat pescuitul, s-au pornit după Domnul Isus Hristos. Pentru că Domnul Isus Hristos le-a făcut această chemare personală și provocatoare și foarte concretă. Domnul le-a spus, vreau să vă fac pescar de oameni. Lăsați asta și faceți pescuit de oameni. Numai că, dragii mei, intervin evenimentele din viața Domnului Iisus Hristos și din viața lor. Domnul este prins, este crucificat, este pus în mormânt, ei s-au împrăștiat. Și îi găsim în această dimineață la ceea ce au făcut ei cândva, la locul acela de unde Domnul Iisus Hristos i-a chemat să îi îndrepte într-o altă direcție. Fratele Marius a spus că sunt cercetători care se împart în două, care spun că oamenii aceștia s-au întors la ceea ce au făcut cândva, sau alții care spun că au făcut bine ceea ce au făcut. Eu mă poziționez în categoria celor care spun că oamenii aceștia, în momentul ăsta de confuzie, în momentul acesta, dragii mei, că nu mai știau ce să creadă, erau predispuși să se întoarcă la ceea ce au fost cândva. Adică să-și abandoneze chemarea. Știți că și Ilie, s-a vorbit despre el, știți că Ilie a fost gata să-și abandoneze chemarea, știți? Dumnezeu l-a chemat să fie omul acela prin care Dumnezeu să vorbească. Dumnezeu să trezească o națiune. O națiune care își copăta de amândouă picioarele. Și la un moment dat națiunea asta sau poporul acela mare adunat acolo lângă munte a strigat în un glas, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Chiar dacă s-au întors după acela ale lor. Și omul acesta, într-un moment de presiune din afară, este gata să-și abandoneze chemarea și -o la fugă să meargă cât de departe să se ascundă. Și Dumnezeu îl întâlnește și spune, întoarce-te pe drumul tău prin pustie. Ungel pe Azael, împărat al Sirei, și pe Elisei, proroc în locul tău. Întoarce-te pe drumul tău. Dragii mei, vreau să predic în această dimineață despre oameni gata să-și abandoneze chemarea. Ne-a făcut Dumnezeu fiecăruia dintre noi o chemare. Nu predicator poate, nu o să fim toți predicatori. Nu cântăreți în cor. Nu ceva, cine știe ce poziție în biserică. De ne-a făcut Dumnezeu o chemare să fim mântuiții lui Dumnezeu. În trupul acesta care se cheamă biserică, să fim undeva plasați. Și în lumea aceasta, să fim lumină și să fim sare. Spune asta cuvântul lui Dumnezeu, frați și sorori. Asta e chemarea noastră. N-am descoperit cumva în viața noastră, în momente de, de, de confuzie, de tensiune, de presiune, dragii mei, n-am descoperit cumva tendința să ne întoarcem unde a fost cândva? Să nu mai fim lumină? Că n-am fost lumină totdeauna. Să nu mai fim sarea pământului, că n-am fost sarea pământului totdeauna. Am fost ca toți oamenii fără Dumnezeu. Există această tendință în anumite circunstanțe de viață să îți abandonezi chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Și oamenii aceștia ne slujesc în această dimineață, dragii mei, din această perspectivă de învățătură. Oameni care sunt gata să-și abandoneze chemarea. Cum sunt oamenii aceștia? Mai întâi de toate, sunt oameni care sunt dezamăgiți de cursul evenimentelor din viață. Să și surori, viața este o succesiune de evenimente. Mai bune sau mai puțin bune. Acum vreau să vă întreb, cum vă așteptați dumneavoastră să vă fie viața dumneavoastră? Că avem așteptări de la viață. Cum vă așteptați să vă fie viața? De cele mai multe ori și cei mai mulți oameni așteptăm ca viața să fie așa cum o planificăm noi. Și știm să ne o planificăm bine. Zicea Iacov, voi care ziceți mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo în vom face negustorie, adică planuri ați descoperit în viața dumneavoastră, dragii mei, că viața nu curge cum ne-o planificăm noi totdeauna. Ați descoperit asta. Dintr-o dată ceva se frânge, ceva se rupe. Nici planurile nu ies, nici sănătatea nu merge, nici familia nu merge, nici afacerea nu merge, nimic nu merge. Cum am planificat noi? Că viața nu curge totdeauna cum am planificat noi. Dar noi așa am vrea să meargă viața. Uh. Cum vă așteptați să meargă viața dumneavoastră de chemați ai lui Dumnezeu? Odată ce Dumnezeu va a chemat, dragii mei, și știți că uh, v-ați dedicat viața lui Dumnezeu, v-ați dat viața lui Dumnezeu, cum vă așteptați să meargă viața aceasta de chemată a lui Dumnezeu? Haideți să nu uităm la ucenici. Domnul Iisus Hristos i-a chemat. Cum se aștepta oamenii aceștia să le fie viața lor de chemați ai Domnului Iisus Hristos? Cum? Printre altele, oameni, aceștia se gândeau că o să fie respectați, că o să fie ascultați. Că au fost momente în care s-a întâmplat asta. S-au dus într-o cetate, i-a trimis Domnul Iisus Hristos într-o cetate și a zis, duceți-vă și acolo veți găsi un, un măgăruș legat acolo și măgărița și luați și aduceți. Dacă cineva vă va zice de cel deslegat, să ziceți atât. Domnul are trebuință de el și o să vă lase să plecați. Adică o să vă asculte. S-a zis Domnul Iisus Hristos, duceți-vă în cetate, la cutare om și spuneți ei sunt aproape, vreau să fac paștele cu cei în casa ta. Și în o să vă arate o daie gata, pregătită, o să vă asculte. Se așteptau probabil ca toată viața lor de chemația lui Dumnezeu să fie respectați și ascultați. Dar s-a întâmplat asta. s așteptau să aibă o anumită autoritate nu știu dacă mă înțelegeți. Adică, zice, zice zic Iacob și Ior Domnul Iisus Hristos când intră în cetatea samaritenilor, să ne rugăm lui Dumnezeu să se coboare foc din cer și să-i mistuie. Că au vrut să deschidă ușa să găzduiască Domnul Iisus Hristos în, în, în cetatea lor. Adică să aibă autoritate. Dacă intrați într-o cetate, este Domnul Iisus Hristos și nu vă primesc în cetate, ce scuturați? praful de pe picioarele și Domnul se judece cu ei. Și-au constatat că nu-i totdeauna așa viața de chemată lui Dumnezeu. Se așteptau ca Domnul Iisus Hristos din echipa sau echipa asta care erau ucenicii lui ai Domnului Isus Hristos, Domnul Iisus Hristos să-și întemeze împărăția, să-i scape de romani, să-i așeze în funcții publice. Și nu s-a întâmplat asta. Evenimentele nu curg cum le planificăm noi, cum ne gândim noi. Viața aceasta se duce cum a prevestit-o Domnul Iisus Hristos. Viața de chemata lui Dumnezeu curge cum a prevestit-o Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea este cum a prevestit-o. Să știți, sunteți de multă vreme pe calea Domnului. Cum e viața de chemată lui Dumnezeu? De chemat serios al lui Dumnezeu. Zicea Dumnezeu câte ucenici așa, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. S-a schimbat asta în 2000 de ani, frați și surori. Amenințați din toate părțile, Ne înțeleg. poate chiar de cei din casa ta, da? Într-o continuă stare de, de veghere, Asta este viața în mijlocul lupilor. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Asta e viața de chemată a lui Dumnezeu. Viața așa, așa se duce, așa curge. Așa cum este planificată de Dumnezeu, programată de Dumnezeu. Chiar dacă noi nu știm mai dinainte tot ce a planificat Dumnezeu pentru noi. Dar, mei, viața curge cum e planificată de Dumnezeu. Chiar dacă nu știm și nu o înțelegem. Zice, zicea Domnul Iisus Hristos despre sine, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Viața curge așa cum e scris despre el. A bine ziceți, despre Domnul Iisus Hristos, Hristos e așa. E adevărat. Într-o zi, Iosif pleacă de acasă pentru că l-a trimis tatăl său să vadă de frații lui ajunge la frații lui și poate mereu spun lucrul acesta, îl, pun în, îl aruncă în groapă, îl iau și îl vând la Ismailița, ceea care se duc în Egipt și ajunge în Egipt. An de zile, istoria lui curge. Și întrebarea pe care vă pun, dragii mei, cum curge istoria lui? După cum a planificat-o Dumnezeu sau dintr-o întâmplare într-o altă întâmplare? Cum a curs istoria lui Iosif? Credeți că atunci când frații l-au au pus mâna pe el și au aruncat în groapă, pricepea că e plan de la Dumnezeu? Când noi suntem luați de viață și aruncați undeva, într-un cuptor care arde, într-o groapă, de mei, din care nu vedem decât cerul și nimic altceva, când ne uităm în sus, credeți că noi pricepem că e ceva plan de la Dumnezeu? Credeți că pricepem asta? Și în, în Egipt, și în pușcărie, și ajunge după aceea să fie guvernator acolo în, în Egipt pentru că într-o zi când frații lui vin în Egipt să priceapă Dumnezeu m-a trimis aici ca să vă scap viața traseul acesta al vieții mele a curs cum a vrut Dumnezeu să curgă, cum ar planificat Dumnezeu. Ei dragii mei când viața nu merge cum ne o planificăm noi, când viața nu ne furnizează uh, suficiente lucruri cum gândim noi dragii mei și suntem dezamăgiți. S-ar putea, putea să întoarcem spatele lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la ce a fost cândva. Dumnezeu să ne, să ne păzească de locul acesta. Dumnezeu să ne ajute ca în orice circunstanțe de viață să știm. Viața este sub atenta supravegherea lui Dumnezeu. Că suntem pe vârf de munte că suntem coborâți într-o vale adâncă, de ce credeți că se ruga David în psalmul 23? Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Nu sunt tot la pășun verzi și la ape de odihnă, sunt și prin valea umbrei morții, dar și acolo Dumnezeu tu ești cu mine și acolo toiagul tău mă mânghe, și mâna ta mă călăuzește, dreapta ta mă călăuzește. Chiar dacă umblu printr-o asemenea vale, viața e tot sub atenta supravegherea Dumnezeu. Când pierd din vedere lucrul acesta și sunt dezamăgit de viață, s-ar putea să întorc spatele meu și să zic, la ce-mi trebuie Dumnezeu? La ce-mi trebuie Dumnezeu? Deci oamenii care sunt gata să-și abandoneze chemarea sunt oameni dezamăgiți de evenimentele vieții, de felul în care se derulează evenimentele vieții. În al doilea rând, oamenii care sunt gata să-și abandoneze chemarea de la Dumnezeu, sunt oameni care se reorientează în viață. Deci, doamne, Domnul Iisus Hristos, când i-a chemat pe ucenici aceștia, i-a luat de undeva. Acum erau gata să se reorienteze spre ce au fost cândva, spre unde au fost cândva. Și întrebarea este unde au fost cândva? Știți unde a fost cândva? La o viață obișnuită. Știți cum e viața obișnuită? Frații mei. O viață obișnuită este cam așa. Muncești și apoi să te bucuri de rodul muncii tale. E adevărat sau nu e adevărat? Asta e peste tot în lume. Și încerci să te bucuri de rodul muncii tale cum îți sugerează cultura în care trăiești. Zicea un om din Scriptură, în pilda, unui, în pilda Domnului Iisus Hristos, că după ce a rodit foarte mult țarin, așa a avut recolte uh, multe de adunat, uh, Sufletul a, a, zis, a zis omul ăsta sufletului lui, mănâncă, bea, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. E asta viața normală, o viață obișnuită. Muncești, te odihnești, te veselești, ca iar să muncești, iar să te odihnești, iar să te veselești, să o iei de la capăt. De la viața asta i-a luat Domnul Iisus Hristos, de la viața asta obișnuită. De la o viață cu un orizont foarte restrâns. Totul pentru aici. Totul pentru acum. Asta e viața obișnuită. Ei, de acolo i-a luat Domnul Iisus Hristos și a dus unde? Știți unde? La o viață de relație. L-a pus pe un Petru lângă un Iacov, lângă un Ioan, lângă alții. Lasă-mă întreb. Erau foarte diferiți Petru, de Iacov, de Ioan și de ceilalți. Erau diferiți. De Iuda. Uitați-vă peste adunarea asta. Nu știu cât ați interacționat unii cu alții. În afară de cei care stau foarte aproape de noastră pe bancă. Cât ați reușit să interacturați cu sutele astea de oameni care vin în locul acesta și să vedeți cât suntem de diferiți. Unii zicem că e albă, alții zicem că e neagră. Unii zicem că e bine, alții zicem că e rău. E adevărat sau nu e adevărat? Și Dumnezeu ne-a dus împreună, punându-ne într-o relație. Ne spunem frați și surori în Domnul Isus Hristos. Și ne-a mai poruncit să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit Dumnezeu în Hristos. Ne-a luat de la, niște, de la o viață obișnuită oameni și într-o competiție unii cu alții să câștigăm care putem mai mult decât alții, dragii mei. Ne-a pus în această relație cu unii cu alții și relație cu Dumnezeu. Și să ne uimim de iubirea lui Dumnezeu îndreptată spre noi atunci când nu merităm deloc. Dar, dragii mei, nu doar că ne-a luat de la viața asta obișnuită în care suntem în competiție unii cu alții care să câștigă mai mult, și ne-a pus într-o într viață de relație, ne-a pus, dragii mei, într-o viață îndreptată spre o perspectivă înaltă. Știți care este perspectiva asta? Frați și surori. Știți? Să avem numele scris în cartea vieții. Când au venit ucenicii cei mulți, vreo 70 la număr, spune Sfânta Scriptură, de cei mei, și erau entuziasmați, erau plini de bucurie și au zis învățătorile, până și dracine sunt supuși. Dacă s-ar întâmpla asta cu noi, am fi la fel de entuziasmați. Dacă demoni ar cădea în leșină înaintea noastră, dacă ar părăsi pe unul și pe altul când ne-am rugat noi cu credința lui Dumnezeu, am dat slavă lui Dumnezeu și am, și am depune mărturie poate și pe internet. Ce minun face Dumnezeu? dați domnul Domnul către așa. Nu vă bucurați că demonii vă sunt supuși. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dragii mei, o bucurie mai mare decât atunci când câștigă mulți bani. O bucurie mai mare, dragii mei, că ni familia sănătoasă, că ni copii ascultători, că avem succes în biserică, în slujirea pe care o facem. O bucurie mai mare decât oricare altă bucurie. Numele scris în cartea vieții, că într-o zi când se vor citi numele, se va citi și numele nostru. Deci, dragii mei, i-a luat Domnul Iisus Hristos de la viața asta obișnuită și cu o perspectivă îngustă, i-a dus la o viață de relație și cu o perspectivă înaltă, înaltă. Numele scris în Cartea Vieții și știți ce mai era perspectiva asta? Folositori pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă fac pescari de oameni. Vă vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră, frați și surori, că ne-a luat Dumnezeu de la o viață obișnuită? Ne-a dus într-o viață de relație și ne-a pus înainte această perspectivă înaltă, dragii mei, să avem numele scris în ceruri și să fim folositori pentru împărăția Lui. Ne-a pus Dumnezeu asta înainte. Și acum întrebați-vă fiecare dintre noastră, dacă aveți această perspectivă, și dacă sunteți folositori pentru împărăția lui Dumnezeu sau nu. Bine, frate, dar eu n-am o chemare specială ca și alții. Nu trebuie să ai chemare specială. Trebuie să ai chemarea de copil al lui Dumnezeu. Să fii folositor pentru împărăția lui Dumnezeu, răspândind lumina acolo unde te afli, dând gust, fiind sare acolo unde te găsești, depurând mărturie despre Domnul unde te afli, să fii folositor pentru împărăția lui Dumnezeu. Asta e perspectiva pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră. Ei, oamenii aceștia, în această circunstanță, erau gata să-și abandoneze chemarea să se reorienteze spre ce au fost cândva. Dumnezeu să ne ferească. Mai spun un singur lucru și apoi închei, dragii mei, în al treia rând. Oamenii aceștia sau oameni dintre noi gata să-și abandoneze chemarea sunt oameni care își planifică viața fără Isus. Când Domnul Isus Hristos i-a chemat pe ucenici, i-a chemat să trăiască în prezența Lui, în compania Lui. Știți cum este viața în compania Domnului, în prezența Domnului? Știți cum este viața în prezența Domnului? Sau cum a fost viața lor în prezența Domnului? A fost o viață de ascultare. Trebuiau când Domnul a zis, veniți după mine și i-au lăsat totuși și au mers după el, s-au angajat fără cuvinte, dacă vreți, să-l asculte pe Domnul Isus Hristos. Și dacă Domnul le zicea, duceți-vă în cetate la cutare om, um, s-au dus acolo. Dacă au zis, duceți-vă și aduceți mă s-au dus, dus acolo. Viața mea, în prezența lui Dumnezeu, în prezența Domnului, trebuie să fie o viață de ascultare. Dar trebuie să fie o viață de învățare. Viața ucenicilor, în prezența Domnului a fost o viață de învățare. Au învățat ceva despre Dumnezeu. Cine este tatăl acela din ceruri? Ei se rugau poate unui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau. Domnul Iisus Hristos l-a făcut de cunoscut. Au învățat ceva despre Domnul Iisus Hristos. Și a zis Domnul, eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții, eu și tatăl una suntem. Multe. Au învățat lucruri care erau ciudate pentru urechea lor. Unul dintre ele, dragii mei, Ciudat, când cineva te lovește peste un obraz, puteți zice mai departe, întoarce pe celălalt. Mă vreau să vă întreb, frate și surori, ați avut experiența întoarcerii celorlalt obraz vreodată în viață? Viață de chemată lui Dumnezeu. Să întoarceți celălalt obraz. E ciudat, nu-i așa? Trăim într-o lume în care ceea ce zice Dumnezeu e o ciudățenie. Rugați-vă pentru vrăjmașii voștri. E ciudățenie. Cineva te blastă, mă, și tu ce trebuie să faci? Chiar? Să-l au învățat în prezența Domnului viața asta, au învățat despre Dumnezeu, despre Isus, au învățat lucruri de comportament chiar dacă erau ciudate. Dar știi ce au mai învățat? Au învățat valoarea ajutorului Domnului. Ce înseamnă să te ajute Domnul în momente complicate ale vieții? Și au învățat-o în prezența Domnului, cât au stat cu el. Au fost într-o noapte alta decât noaptea asta pe mare. N-au pescuit nimic. Și Domnul Iisus Hristos a zis, aruncați mreaja pentru pescuit și a zis, pentru toată noaptea ne-am to deși n-am prins nimic, dar la cuvântul tău, dacă tu zici, Adică mă bizuiesc pe ajutorul tău. Până acum ne-am trudit noi și acum mă bizuiesc pe ajutorul tău. Sau erau pe mare și s-a trăit o furtună foarte, foarte puternică, domnul dorm, dormea undeva la cârma corăbiei, s-au dus la domnul și au zis, uh, nu-ți pasă că pierim? Deci mei, viața lor în prezența Domnului a însemnat viața asta de învățare. Și acum, în momentul acesta, o iau pe cont propriu, mă duc să prin pește a zis Petru adică ceva ce știa foarte bine Zicea, se spunea mai întâi, erau profesioniști oameni care asta au făcut o viață și ascultați-mă atunci când facem ceva ce avem impresia că știm foarte bine, la ce ne pricepem foarte bine avem și impresia că ne descurcăm dacă ne pricepem la afacere, ne descurcăm dacă ne pricepem la construcții, ne descurcăm dacă ne pricepem la călătorii, ne, ne descurcăm numai că oamenii aceștia care și-au planificat viața fără Isus, au descoperit că nu se descurcă chiar la lucruri la care se pricep foarte bine și o falimentează. Vreau să vă întreb, cine a scos din falimentul acesta? Cine? Domnul Iisus Hristos. Știți cum a început scoaterea lor din faliment? Printr-o întrebare pe care a pus-o Domnul. Aveți ceva de mâncare? Aveți? Întrebarea asta aștepta un răspuns. Știți care a fost răspunsul? N-avem. Am falimentat. E momentul declarării falimentului. Când Dumnezeu l-a întâlnit pe Elie acolo la muntele lui Dumnezeu, i-a pus întrebarea, ce faci tu aici, Elie? Vă întreb, știa Dumnezeu ce face Elie acolo? Dar de ce mai întreabă? să-ți deschizi gura, să-ți declari falimentul. Unde ești, Adame? Știa Dumnezeu unde este Adam sau nu știa, frații mei? Dă de ce îl întrebi? Să-ți deschizi gura, Adame, să-ți declari falimentul. Pentru că în momentul în care ne declarăm falimentul, ne recunoaștem așa cum suntem. Nu mai dăm vina pe alții, nu mai căutăm scuze. Dragii mei, Până atunci găsim o grămadă de scuze, pe timp, pe cei din casă, pe cei de la serviciu, pe cei de la biserică, o grămadă de scuze. Înțelegeți? Când îmi declar falimentul, recunosc că așa cum sunt, n-am nimic, nu pot, nu mă descurc. Și stau înaintea lui Dumnezeu să-i cer ajutorul. Îi cer ajutorul lui Dumnezeu. Și dragii mei, Dumnezeu este cel care, în planul lui, și în autoritatea Lui știe cum să-i intervină să lucreze, să ne scoate din falimentul nostru. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. flași și surori, nu doar ei, noi, oameni care am mers pe calea asta de chemația Lui Dumnezeu poate multă vreme, s-ar putea să fim predispuși să ne abandonăm chemarea asta. Pentru că suntem dezamăgiți de nu știu ce. Pentru că ne orientăm în viață spre altceva. Pentru că ne planificăm viața fără Isus. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ăsta e statutul nostru. Chemați ai lui Dumnezeu. Cu această perspectivă înaltă înainte, numele nostru scris în ceruri. Și aici pe pământ folositori pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze.